Compensații în factura la apă pentru orheieni. Începând cu data de 1 octombrie, locuitorii din municipiul Orhei vor beneficia de o compensație la factura pentru consumul de apă în volum de 6 metri cubi. Decizia a fost luată cu majoritatea voturilor fracțiunii blocului Victorie în Consiliul Municipal Orhei. Este important că autoritățile locale sunt dedicate sprijinirii cetățenilor. Când toate primăriile vor începe să funcționeze în acest fel, Moldova va deveni o țară modernă și democratică. A scris pe pagina sa oficială de pe rețelele de socializare liderul blocului politic Victorie, Ilan Șor. El a mai menționat în postare că este foarte important să se mențină un nivel de trai normal pentru oameni după majorarea tarifelor la apă de către ANRE și, așa cum a promis, echipa sa a găsit această soluție. În același timp, membrii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Orhei s-au abținut în momentul votării deciziei de acordare a compensațiilor pentru consumul de apă. În luna iunie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tarifele pentru consumatorii din Orhei. Astfel, consumatorii casnici achită un preț de 23,5 lei pentru un metru cub de apă, iar pentru canalizare și epurarea apelor, orheienii achită 28,15 lei metru cub. Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a precizat că decizia este deja în vigoare, iar compensația va fi acordată începând cu data de 1 octombrie. Noua administrația publică locală din Orhei, împreună cu echipa primarului de onoare Ilan Șor, am spus în repetate rânduri că vom face tot posibilul pentru a găsi soluții și a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor noștri, ceea ce am și făcut încă o dată, pentru că suntem singura echipă din țară care se ține de cuvânt atunci când promite, a scris primarul municipiului Orhei pe pagina sa de Facebook. Precizăm că acesta nu este singurul ajutor acordat de echipa condusă de Ilan Șor pentru locuitorii municipiului Orhei. Astfel, familiile cu nou-născuți beneficiază de o indemnizație la naștere de 10.000 de lei. De asemenea, pensionarii și angajații sectorului public din Orhei, de altfel ca și cei din UTA Găgăuzia și cei din Taraclia, primesc plăți suplimentare în valoare de 2.000 de lei prin intermediul cardurilor bancare rusești MIR.